Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Domnul Iisus te iubește necondiționat. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ioan capitolul 3, versetul 16. David a scris în Psalmul 32, chiar la început: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Oricât ne-am strădui, nu am putea niciodată să ne plătim datoria păcatului. Slavă Domnului că nici nu trebuie, pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cu ani în urmă, o comunitate a decis să-l invite să predice pe unul dintre pastorii pensionați. Avea 92 de ani și unii se întrebau de ce l-a invitat biserica să vorbească. După o primire caldă și o prezentare pe măsură, el s-a ridicat din scaun și a pășit cu demnitate și mult efort spre amvon. Sprijinindu-se de microfon ca să se liniștească și fără niciun fel de notițe, el a început să vorbească și a spus ceva de genul: când am primit invitația, am fost rugat să vorbesc despre cea mai însemnată lecție pe care am învățat-o în cei peste 50 de ani de slujire în predicare. M-am gândit multe zile la asta și am găsit un singur lucru care a adus cea mai mare schimbare în viața mea și care m-a sprijinit în încercări. Singurul lucru pe care mă pot baza când sunt paralizat de lacrimi, de durere, de suferință, de teamă, de păreri de rău, singurul lucru care mi-aduce alinare este acesta: Domnul Iisus mă iubește. Știu lucrul acesta căci Biblia îmi spune așa. Și a început să murmure versurile cântării: Iisus, știu, mă iubește, Biblia îmi spune mie, cei mici lui îi aparțin, copilașii la el vin, el mă iubește, da, mă iubește, mă iubește, da, Biblia îmi spune așa. Ai fi putut auzi un ac căzând, în timp ce bătrânelul se târa înapoi spre scaunul lui. A fost ceva ce oamenii aceia n-au uitat niciodată. Nici tu nu ar trebui să uiți lucrul acesta niciodată. Domnul Iisus te iubește necondiționat.